Mulțumesc frumos. În primul rând, vă mulțumesc că ați venit alături de mine. Mulțumesc, în primul rând, gazdelor că s-au gândit la acest eveniment. Mulțumesc lui Tiberiu și prietenul de la Nicolae Bărciu s-au gândit să facă evenimentul ăsta. Vă mulțumesc că sunteți aici cu mine. Sigur că, de obicei, la un asemenea eveniment, oamenii vin și toată lumea laudă. Zilele trecute, o prietenă m-a întrebat dacă sunt un tip realizat. Nu știu dacă sunt un tip realizat, e ca și cum l-aș întreba pe Nicolae Brevan, prietenul meu, care va spune, nu, sunt în drum, sunt încă în drum. Când merg în drumul ăsta, mai am de scris, mai am de făcut. Nu pot să spun, sunt realizat, adică n-am cum. Sigur că mi-ar fi plăcut să fiu inteligent, să-i dau un răspuns inteligent sau să fac un calambur, dar nu l-am avut pe moment pentru că m-a șocat întrebarea. Era chiar nașa mea, aici în sală. Nu știu ce să vă spun. Sigur, toată lumea laudă, lucrurile sunt așa cum sunt. Filmuța Pinarii pe care l-am... El a povestit un lucru extraordinar. Deci americanii au venit și au tradus filmul. Eu n-am mai vrut să merg. Nu mai știu, cu biletele, soră și nu știu ce poveste, n-am vrut să merg. Au venit americani, au tradus filmul special, l-au luat, am avut două filme. Am fost singurul regizor cu două filme în festivalul ăla. Erau nume destul de importante, de la Macaveev, la Ișvan Savo, deci cam spumă din țările est-europene și sigur că la petrecerea de care spune, în momentul în care s-a pronunțat numele Țapinarii și al meu, am avut, nu știu, 50 minute de aplauze, unde am tras concluzia că fiecare prost are momentul lui de glorie, pentru că întorcându-mă în țară și povestind despre că erau 2 ani de la Revoluție, nu interesa pe nimeni că americanii au scris că sunt un fel de Bulgakov român, că filmele mele sunt subversive nu pentru că atacă comunismul, ci pentru că îl ignoră. Asta mi-a rămas în cap de la doamna de care povestea, care era jurnalist american. Și acum e în administrația Trump. Da. Și deci astea toate sunt, acum mi-am adus aminte, și ele martor la povestea asta. Dar eram la 2 ani de la Revoluție, pe nimeni nu interesa că a fost festivalul de la New York, că Răzăm s-a dus, a scris în New York. Povești din asta. Da, nu sunt singurul. Mă bucur că a venit Nicolae și mulțumesc din suflet pentru că sunt niște complicități între mine și Nicolae de tipul când Nicolae s-a întors și nimeni fugeau toți ca de ciumă, eu sunt prietenul care a mers alături de el, am defilat, am mers prin Cârciu dintr-un sentiment pur și simplu, pentru că eu, Cărmăzan, în sufletul meu am ignorat totdeauna comunism. Și vreau să vă spun că nici măcar nu este o nebunie. Aș vrea, vă rog, să vă uitați la filmele românești și o să vedeți că filmele în care actorii joacă ignorând comunismul sunt cele care au rămas și toate celelalte în care actorii sunt dominați de sentimentul ăla ciudat de comunism sunt mai derizorii. Era povestea asta cu am aflat-o prima dată într-o poveste cu Ion Ungureanu, fostul ministru al culturii în Moldova, care altfel de regizor consacrat undeva la Moscova cu premiul de stat, punea un spectacol la unui român destul de celebru, se numește Ion Durță. După părerea mea, un scriitor excepțional. Și li se cereau tot modificări, și la ultima vizionare, comisia era jos, scriitorii erau la balcon, și la un moment dat, Durță îi spune, băi Ioane, ăștia nu o să aprobe spectacolul. Și ăsta zice, de ce mă, tu nu vezi că am făcut toate tăi? Da, mă, dar tu nu vezi cum joacă actorii ăștia ai tăi, ca și cum n-ar exista comunismul. Sigur că de acolo, extrapolând, eu fiind, am terminat totuși matematica și printr-un sistem de transferi, am început să mă uit cu atenție la filme. În același timp vă spun că am făcut o, să zic așa, n-am făcut eu selecție, au făcut-o Cinemateca Portugheză împreună cu specialiști din România și am făcut un eveniment, 100 de ani de cinema. Eu doar am făcut o casetă, împreună cu prietenii mei de la Clubul de la Timișoara, în care am încercat să așez fiecare cineast și 4 minute din fiecare film. Pot să vă spun, ea începe în 1918, se termină în jurul anului 2000. Dar sunt foarte multe filme bune și consistența cinematografului, dacă o să ajungeți să vă uitați, este produsă de ICR, care a înțeles, Institutul Cultural, care a înțeles imediat importanța acestui eveniment, o să vedeți că cinematografia română e foarte adevărată și foarte vie,
și că mulți din colegii mei, spre mândria lor, au reușit să depășească momentul de comunism, să se strecoare printre poveștile comuniste și să facă niște filme și niște opere durabile. E adevărat că afirm în cartea asta cu tărie că nu avem niciun film care să ne taie respirația și că eu sper ca poate în clipa în care noi vorbim să se nască acel puș sau acel tânăr care să facă acel film. Sunt filme foarte bune și eu am făcut câteva bune, dar acel film românesc care să stai respirația n-a apărut încă. Așa că ce să vă spun? Deocamdată e bine că ne întâlnim, suntem prieteni, vă mulțumesc foarte mult și am să termin cu un amănunt. Sigur că merg prin țară, umblu, aud. Am fost de curând în Maramureș, la Cărmăzana, Cămărzana, Cămara cu Zâne, mă rog, o poveste întreagă, dar am găsit ceva formidabil. Dacă vă aduceți aminte, sau, mă rog, cei care au văzut țapinarii, țapinarul care se întoarce beat are la pălărie o pasăre vie. Să vedeți imediat. Și am descoperit la Satul Mare că s-a descoperit undeva în zona aia un coif gotic, care era un coif cu o pasăre în vârful ei. Mi s-a părut excepțională ca poveste de instinct. Sigur că la mine pasărea era vie și era pălărie, nu era coif. Dar coiful descoperit e un coif și în vârful lui stă o pasăre. Deci e o poveste... Sigur, astea sunt amănuntele pe care le descoperi, de la care poți să pornești, de la care poți să ajungi. Și până la urmă, povestea aia extraordinară, că eu am plecat din Bocșa. Dar Bocșa n-a plecat din mine. Așa că, într-un fel sau altul, fiecare din noi suntem sclavii locului de unde plecăm, pentru că îl avem în noi. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit alături de mine. Sper să vă facă plăcere să revediți țapinarii. Mulțumesc lui Tiberiu în mod special, pentru că el a fost, să zic așa, sufletul acestei manifestări, a dorit. Sigur că eu am mai fost odată sărbătorit de ICR cu prietenii mei, dar probabil că așa se întâmplă în viață. Ești sărbătorit odată, de două, de trei ori, nu contează. Important e că cei 70 de ani tot sărbătorești. Și probabil că sunt tânăr bătrân sau bătrân tânăr sau vorba lui Nicolae. Dar pot să vă spun acum un amănunt, apropo de relația mea cu Nicolae și de felul în care suntem prieteni, tot așa nu ne vedem des. Acum câțiva ani de un Sfântul Ion, la trei noapte, am primit un telefon și Nicolae m-a întrebat ce fac. Era Sfântul Ion. Ce să fac? Mă uitam cu fiul meu cel mare la un film. Zice, nu vrei să vii? Și mi-a spus unde să vin, unde sărbătorăm o Ioană, pe Ioană Crăciunescu. Evident că m-am îmbrăcat, evident că m-am dus și evident că am rămas împreună până dimineață. Se întâmpla acum câțiva ani. Sigur că tipul de prietenie e întotdeauna foarte ciudat, el există și într-un fel sau altul, voi toți care sunteți în sala asta, mai mult sau puțin, sunteți prietenii mei. Vă mulțumesc foarte mult și, din păcate, nu am un număr foarte mare de cărți, pentru că cel care a produs cartea este un tip destul de zgârcit și și-a pus și adresa pe priante, cine vrea să comande. Dar mi-ar fi plăcut să am un număr mare de exemplare, ca ea să se împrăște. Dar poate că vorbesc și o să fac și o să dau la toată lumea, pentru că, până la urmă, viața și scopul unei cărți este ca ea să umble, să fie citită. Iar eu când am văzut acest pomelnic de carte așa mare, m-am gândit imediat la Nicolae, care mi-a zis întotdeauna, fii atent, o carte trebuie să fie ca o cărămidă. Deci dacă nu spui totul și nu te duci acolo, nu e în regulă. E, de data asta, Nicolae, e o cărămidă în care eu am spus absolut tot, inclusiv o să citesc și despre prietenia noastră și despre tine, despre tot. Asta este, așa e viața și oricum vă mulțumesc foarte mult și, ce știu, vizionare plăcută. Mai vorbim.